Maidanezul a devenit în ultimii ani o adevărată marcă înregistrată a României. Câinii fără stăpân au făcut în conjurul lumii în fotografiile surprinse de presa străină și nu au lipsit aproape de la niciun eveniment important din țară. Maidanezii au defilat la paradele militare de Ziua Națională a României și au făcut apariția în coloana oficială de la summitul NATO din București și nu au ratat nici meciurile de fotbal. Aproape toate instituțiile publice sunt monitorizate de patrupezi care așteaptă să fie hrănite. În ghidurile turistice din străinătate au fost menționați deseori ca pericol pentru cei care vizitează Bucureștiul, dar câinele are acum și statuie în centrul capitalei. Deși a stârnit adevărate polemici, Traian și Lupoaica sunt o atracție pentru turiști. În timp însă, câinii comunitari s-au adaptat normelor societății și au evoluat odată cu orașul. Imaginea patrupedelor care așteaptă la semafor sau care trec strada pe trecerea de pietoni este una deja comună. Acum și câinii știu să aștepte trenul și să stea drepți în fața autorității. Obișnuiți cu traficul intens, maidanezii nu se mai intimidează nici măcar în fața curselor de mașini. No, incredibil! Da, scoateți-l de pe traseu cât mai repede. Nu așa, nu așa. Nu, nu. Fanionul galben, ceva. Cu o prezență care nu poate fi ignorată la niciun eveniment important al comunității, câinii fără stăpân rămân o emblemă a orașului.